Salutare și bun venit la 60 de minute cu Remax, o ediție de vară aici la Cluj. Îl avem astăzi invitat pe colegul meu, Florin Nedelcu, de la Bacău, de la Remax Grow. Salut, Florin, bine venit la noi la Cluj. Salut, Răzvane, mulțumesc de invitație. Și o să vorbim astăzi despre piața din Bacău, despre Moldova, despre experiența ta de imobiliare, multe lucruri care vedem cum le gestionăm. Da? Hai să vorbim și despre zona noastră. Super. Cine e Florin Nedelcu și cum ai ajuns tu în imobiliare? Care e povestea ta? A trecut ceva timp, stai să-mi aduc aminte. Te-a luat prin surprindere. Cred că anul viitor fac 15 ani, dacă wow! Stai și mă gândesc. Deci ai început de foarte tânăr. Anul ăsta, 2007, 2022, da. Anul ăsta am făcut 15 ani de când... 3 cincinale, să numai pe vremuri, da. Păi tu ai 30 de acum. Da, mă rog, sunt mulți, nici nu vreau să-mi aduc aminte, da. Da. Pe partea de imobiliare, că asta te interesează, au trecut 15 ani de când am deschis prima mea firmă cu profil de activitate în imobiliare. Tot în Bacău. Tot în Bacău, da. Atunci era mult mai simplu. Dacă aveai un calculator pe acasă și bani să-ți cumperi un ziar. Da, erau niște vremuri care au dispărut. Puteai să faci agenție imobiliară. Și un telefon. Și un telefon, da. Mi-aduc aminte că stăteam în chirie. Într-o cameră am făcut birou și în cealaltă locuiam. Wow. Dar ca la 20 și un pic de ani. Da. Era foarte bine. Da, până imediat la niciun an a ajuns Remax-ul pe plan local. Uh-huh. Și atunci am venit în echipa Remax de da. Atunci. Aș completa eu în prima era Remax, când master franciza era sub un alt management, nu? Da. Așa este, da. Da. Ok. Tu erai cu alte profil. Da, eram în altă parte atunci. Da, da, exact. Era un alt master francezor. Am stat 2 ani. După ușor a fost povestea cu Remax-ul. Noi ne-am rebranduit prin 2010 și am păstrat sistemul pentru că da, ați trecut în zona de brand independent, nu? Exact. Erați Moldova Imob. Moldova Imob. Dar am păstrat tot ceea ce ne-a învățat sistemul, pentru că era fenomenal. Uh-huh. Toată lumea era motivată să lucreze, simțea că are propriul business. Uh-huh. Puțina educație pe care o aveam, dar măcar exista o umbră așa da. De înclinație de suport, spre, da. Da, de suport pe partea asta. Până prin 2012, după iarăși ne-am regrupat, dar am păstrat Moldova Imob până în 2018-19, când, da. Bine, contactul cu voi l-am luat prin 2016, da, cred, la niște iarăși. Evenimente pe care le țineam noi atunci da. Cu Ghil. Noi eram, abia așteptam să găsim un eveniment educațional și mergeam pe unde găseam. Unde erau, da. Veneam pe la București, pe la Iași. Și când ați început să le țineți în mod regulat, am interacționat și mai mult cu voi. Era ceva de suflet acolo care da, o da. Simțeam, dar nu am făcut noi trecerea. Și la un moment dat, când am zis că e foarte bine să ne securizăm din toate punctele de vedere și de brand și suport și așa mai departe. Și am făcut. Și ați revenit în Remax. Am revenit în 2019? Remax. Nu mai țin minte. 2019. Da. Bun, mă bucur trecut. Tare că... Ani. M-am bucurat mult atunci când ați revenit în familia Remax. Și care a fost principalul motiv pentru care ați revenit? După ce erați un birou independent? Care a fost principalul lucru, să zicem? E ceva interesant aici. Noi, așa cum am spus, păstram sistemul, aveam peste 20 de agenți, eram
nu stăteam rău la nivel local. Da. Dar atunci la Iași, când ne-am întâlnit, da, i-am explicat și lui Iulian. Măi, noi avem sistemul, nu ne e rău nici așa. Da. Și eu zic că da, dar la întâlniri de genul ăsta tu poți să le faci. I-am zis, măi, le facem mai restrâns, dar le facem. Da, păi am zice Iulian, da, o convenție națională, să ne strângem câteva sute de persoane. Ai putea să faci? I-am zis, măi, nu știu dacă aș putea să fac o, da, convenție națională. Știi? Și ușor, ușor mi-am dat seama că dorința voastră este să acaparați țara, știi? Și știam că va veni vremea francizelor, știam că cei mari vor acapara pe cei mici. Vor lua cotă, da. Și am vrut să fim noi cei mari. Știi? Fine. Și așa am gândit-o foarte bine. Oricum, aveam nevoie doar de puțin, nu ne trebuia mult ca să decidem, știi? Și ne-a prins bine că ați fost acolo, că ați făcut evenimente și că v-am simțit că vreți să faceți lucruri. Cred că dorința voastră chiar ne-ați transmis-o, știi? Ne bucurăm, ne bucurăm mult. Apreciez că sunteți ok și felicitări pentru felul în care ați crescut, în felul în care exploatați piața de acolo, felul în care livrați servicii. Până la urmă, da, eu zic că până la punctul ăsta sunteți un business de succes. Ce face un business de agenție imobiliară să fie de succes? Adică ce sfaturi ai dat tu celor care vor să intre în business-ul ăsta de real estate să-și facă o agenție? Ce ar trebui la ce ar trebui să fii atent? Așa, dacă ai avea un prieten care te-ar întreba, bă, vreau să-mi pornesc business-ul ăsta, ce? De-a lungul timpului am auzit multe lucruri despre, multe răspunsuri la întrebarea asta, dar acum am început să o conștientizez pe pielea mea și mi-am dat seama că e vorba despre oameni și despre cum știi să îi ții aproape. Că, ok, contează foarte mult serviciile, calitatea lor, contează numele, brandul, sunt foarte importante, locația și așa mai departe, dar pe toți i-aș sfătui că trebuie să fie niște lideri, oamenii să-i urmeze. Deci să-și construiască o echipă și să o conducă eficient. Da, să se aplece și să fie acolo sprijinul fiecărui om care, pentru că e un business de oameni și l-am simțit pe propria piele. Și am avut foarte multe situații în care am avut de luat decizii importante. Uh-huh. Și am învățat din fiecare decizie și dar asta i-a sfătuit să conștientizeze că e despre oameni și okay. Deci până la urmă proprietarul unei agenții imobiliare trebuie să fie un bun lider. Un bun lider. Care să adune lângă el oamenii potriviți, cât mai mulți, dacă se poate, să-i ajute să își dezvolte o carieră în business-ul ăsta. Și aici cred că este un element care e important. Educația, nu? Cât e de importantă educația asta care să sprijine leadership-ul de care ziceai tu. Exact. Asta ar fi prima parte care i-aș da un sfat prietenesc. Da. Bineînțeles că sunt liniuțe în continuare, da, la fiecare punct. Asta ar fi o idee principală. Liniuțele alea sunt din modul în care îți gestionezi business și cum îl faci. În primul rând, e ca la școală. Dacă nu înveți, nu poți să ai rezultate. Da. Știi? Partea bună la școală, că ai de unde să înveți. Da. Așa ar trebui să fie și în imobiliare. Așa e, așa e. Bună observație. Fericirea noastră stă în ceea ce s-a creat de-a lungul timpului de când ați preluat conducerea. Pentru, da, că, apropo de 2008, ni se aruncau 3 CD-uri pe masă, în engleză, un Brian Buffini și, da, nu mai știu cine, uitați-vă. Și noi trebuia să învățăm de acolo. Și ce să învățăm? Cum se ducea Buffini, bătea pe la ușă, apropo, dacă ai ceva de vânzare, să nu uiți că eu sunt agentul tău. Mi se părea ciudat să facem noi lucrul ăsta, da, în România. Da, da, cu o cultură diferită. Total. Da.
Până ne-am dat seama că tot ceea ce vedeam în CD-urile alea, ușor, ușor, începem să le aplicăm. Nu e un vis american, ci e chiar bun și pentru România. După ce s-a creat Academia Remax și e în toată regula o academie, pentru că pot ieși ași în domeniul imobiliar, există un content foarte, foarte amplu. Nu există... N-ai cum să te plictisești în a învăța. Sunt ideile celor mai buni oameni din rețea și nu doar de pe plan local, național, ci de peste tot din lume. Îmi place pentru că ni se ascultă și ideile, se ține cont și e un sharing experience extraordinar în rețea. Dar, ca să-ți răspund, educația stă la baza unui business solid. Da, mai ales în servicii, unde noi nu avem niciun instrument de lucru, că nu avem camioane, nu avem strunguri, nu avem nimic altceva. Suntem pur și simplu noi care trebuie să relaționăm cu clienții noștri și aici e foarte important să... Da, partea de educație și Iulian, care știu că s-a implicat mai mult, nouă ne-a intrat la suflet. Și modul lui de a te face să înțelegi și conținutul, cred că e pe gustul fiecăruia care a trecut. Da. Încă ne e dor să-l mai auzim așa. Ne bucurăm, da. Da. Păi el e acolo, în training-urile înregistrate. Da, platformă. Da. Ne mai uităm de drag. Da, de dragul lui, da. De când era mai tânăr, da. Chiar am salvat de pe telefon, o să îi le arăt, da. Video de pe la Iași, de acum mult timp. Da? Da, da, da. Și chiar i-am luat un interviu într-o pauză de Power Star sau nu știu ce făcuse acolo și o să-i arăt. Ce fain. Deci istorie deja. Istorie, da. Da, da, da. Bun. Fain. Cum a fost prima jumătate de an din anul ăsta, 2022? Cum l-ați simțit voi în Bacău? Nu am simțit schimbări majore față de anul trecut. Suntem cu ochii pe cifre în fiecare lună, în fiecare săptămână. Fain, așa eu și trebuie. Eu sunt un om al cifrelor și mă uit destul de des. Punându-le așa în balanță, una lângă alta, fiecare lună, nu simțim schimbări majore. Uh-huh. Cu toate că nu cred că este bine să trag concluziile doar din ceea ce mă privește. Am ascultat mai multe păreri de pe plan local, din zona Moldovei și le-am pus așa cap la cap, să aflu ceva mai global, mai general. Că azi, dacă mie merge prost, nu-i neapărat să meargă tuturor și, da, dacă merge bine. Ca birou, să-ți răspund punctual, suntem în parametrii care ni-am propus. Nu au fost scăderi în primul semestru a acestui an față de anul trecut. Perspective de creștere sunt, pentru că ne-am dublat aproape proprietățile din portofoliu. Foarte și important. Știm că foarte important. Ne așteaptă lucruri bune. Acolo sunt banii. Aveți marfă, cum ar veni? Avem marfă, exact. Marfă bună. Încercăm să devenim cât mai productivi. Ținem foarte mult ca fiecare agent să devină productiv. Punem accent pe lucrul ăsta. Și, per total, nu cred că situația globală a avut un impact asupra pieței. Din contra, ușor, ușor apar oportunitățile din câte vedem. Da, și da, și lucrăm la multe lucruri interesante. Oportunități de achiziție, nu? Da, da. De achiziție. Da. Au venit mulți către noi potențiali investitori, oameni pe care îi cunoșteam, clienți de-ai noștri cu care am tranzacționat și ne-au arătat deschiderea către a investi. Și e un lucru care l-am trăit pe viu. Se întâmplă, ei chiar vin, banii nu mai sunt în siguranță însertat la bancă. Da, da. Și nu mai sunt în siguranță în multe alte locuri, nici în acțiuni, nici în cripto, nici în aur, nu știi unde. Și până la urmă, probabil că domeniul ăsta al nostru, imobiliarele, dă mai multă siguranță pe termen lung. Da, sunt care au deja o experiență, dar sunt în achiziții.
Dar sunt mulți care nu mai stau la pândă. Încep să intre pe piață și să facă achiziții. Cu randament își pun bucățele în fiecare. Își diversifică portofoliul. Da, pentru că le-au crescut valoarea în timp și acum au văzut-o cel mai bine anul ăsta, de când s-au scumpit toate. Și pare un plasament imobiliar destul de sigur. Financiar destul de sigur. Și ce au ei cel mai mult în vizor, acești investitori? Sau banii din investiții, spre ce merg? Spre ce tip de proprietăți merg? Spre ce tip de investiții, proprietăți, investiții? Rezidențial, comercial, spații comerciale, spații industriale, terenuri? Ce preferă? Desigur, și-au pus așa mai multe profile de activitate într-un top și au văzut care au rezistat în situație de pandemie, în situație de criză și acolo se îndreaptă. Dacă își cumpără proprietăți cu un randament bun din chirie, se uită foarte bine la chiriaș, la profilul acestei de activitate, la perioadă contractuală, dar în special la profil. Cam astea s-au schimbat față de anii precedenți. Nu se uită doar la cifre. Și sunt câteva profile de activitate care au mers foarte bine în perioada... Ca de exemplu? Ca de exemplu alimentar, farmaceutic. Cazările au mers, n-au mai mers restaurantele, dar cazările imediat au duduit. Hotelier. Hotelier, da. Am vândut pensiuni. Cumva ei investesc în partea de turism, dar în bucățele mai micuțe, pentru că dorința omului de a evada și de a merge câteva zile a crescut. Și se câștigă bine din închirie hotelier. Și percepția mea e că perioada asta de pandemie, de vreo 2 ani, să o luăm cu aproximație, ea a împins oamenii spre turismul local. Mulți nu au mai putut să plece prin țări mai îndepărtate, perioade lungi de timp, și atunci toți ne-am cumva reorientat spre turismul local și turismul local românesc mi se pare că a prins tracțiune și am prins gustul de a merge pe aici până la noi și ne-am dat seama că până la urmă nici nu-i rău, știi? Asta vreau să spun. Am descoperit locuri noi, servicii noi, da, experiențe servicii noi. Da, și e îmbucurător, chiar ce vedem și poți relaxa bine. Fain, deci industria locală de turism cred că prinde tracțiune și asta duce și bani în zona de investiții, apropo de imobiliare. Eu văd și la nivel de rețea națională că, da, sunt multe alte locuri în care să fac tranzacții cu proprietăți din segmentul ăsta de cazare. Fain. Piața din Moldova, ce crezi tu care ca și particularități față de colegii din restul țării? Că tu interacționezi în interiorul rețelei cu colegii din Brașov, din Cluj, din București, din Sibiu și alte părți ale țării. Ce crezi că e particular? Dacă este ceva particular în zona voastră, să nu este zic ceva. Bacău, ci ori mai extinsă, probabil. Cred, de ce e mai simplu să faci imobiliare în zona Moldovei decât în București, de exemplu? Foarte curios, da. Cred că asta e particularitatea, pentru că e mai simplu. De ce? Unul, cred că e numărul agențiilor imobiliare care și-au lăsat o amprentă puternică asupra orașului, orașelor din zona Moldovei. Nu au fost 5, 6, 10, 20 cum sunt în alte orașe mari. Da. Agenții de reper, mă refer. Bacău era una, două. Între noi eram a treia. Da. Nu a fost greu. Și cred că așa s-a întâmplat în majoritatea orașelor din Moldova. Nu au fost multe agenții puternice. Pe de o parte. Și acum voi sunteți cumva top of mind. Adică oamenii când se gândesc la agenție imobiliară, cam vin spre... S-au și învățat cu sistemul, că de 15 ani noi tot îi... Prelucrat. Prelucrăm, da.
Și al doilea lucru este vechimea pe care noi o avem pe piață. Cel puțin la nivel de oraș, la Bacău, oamenii ne cunosc. Oamenii știu cum lucrăm, peste 10 ani și nu ne-am abătut de la reguli. Au încredere în... Au prins încredere în sistem pentru echipa. Că au văzut rezultate, au văzut că banii sunt o consecință a ceea ce facem și că nu e mintea acolo. Opus față de ce era până în 2007 da. Și probabil că peste tot da. În țară... Cu siguranță sunt și acum practici din astea care pun bani înaintea... Aș zice că nu Remax, dar sunt în breaslă practici care pun înainte banii și pe urmă servicii. Hai cum să facem, să punem capac, să punem peste preț. Da. Lucrurile astea se văd și deranjează. Ele sunt frumoase la început când le povestim, că ce da. E peste, că... dar deranjează la un moment dat. Iar pe termen lung nu e o gândire sănătoasă și uh-huh. afectează. Nu poți să ai o imagine bună în piață. Noi nu ne-am abătut. Uh-huh. Chiar dacă am avut șansa să generăm comisioane mai mari sau venituri mai mari pentru noi, întotdeauna au fost direct proporționale cu cele ale clienților. Dar, practic, voi ați rămas în valorile cu care ați pornit la drum, valorile care cumva le împărtășim, Remax, în Remax, și care sunt centrate cumva pe a aduce valoare clienților. Și odată cu valoarea pe care aduci clienților, implicit, ești remunerat proporțional, cum zici tu, în funcție de valoarea pe care aduci. Exact. Și lucru în reprezentare exclusivă, care... Asta a reglat piața din Bacău și de asta ne e mai bine acum decât altor orașe. Nu ni s-a spus că putem să lucrăm și altfel. Da. Deci ne-a vândut foarte bine da. Iulian și, da. Și noi știam că doar așa trebuie să facem. Da. Că dacă am face altfel, ar fi o catastrofă și pentru proprietar și... Uh-huh. pentru noi și pentru relația pe Iață, termen lung, general, da. Că ar distruge relații dintre oameni. Da. Așa ni s-a spus. Și ne-a zis, nu există altă variantă. Da. Și ne-a fost greu. Dacă peste tot... Practic a fost o investiție. Greul ăsta a fost o investiție pe termen lung. Exact. Deci până ați educat piața, până v-ați educat pe voi în practica asta... Și ea acum este the only way. Da. De ce e important pentru un client, de exemplu, să înțeleagă să lucreze cu un agent în reprezentare exclusivă? Mai precis, agentul să-i reprezinte interesele. Deci, un proprietar, eu vreau să vând. De ce să lucrez cu tine ca agent exclusiv? Când poți să lucrezi cu așa de mulți alți agenți? Nu știu. Pentru că... Ce trebuie să înțeleagă oamenii din... Ce le spui celor din piața voastră? Eu întotdeauna le prezint ambele variante. Mie îmi place să îmi vând serviciile. Și contractul exclusiv trebuie să știi să ți-l vinzi. Că dacă îl Absolut. Vinzi greșit, s-ar putea să îl înțeleagă nu ca pe cea mai bună armă care o poate folosi, ci opusul. Și întotdeauna eu îi spun real ce se întâmplă în ambele variante. Și el este dispus să aleagă și vede că sunt foarte multe de povestit la nivelul ăsta. Dar în primul rând e vorba de o transparență pe care clientul cumpărător și-o dorește. El vrea să vadă, nu știu cum e aici la voi, să vadă prin pereți din sticlă tot. Să nu vadă nimic ascuns, uh-huh. să nu îi se ascundă nimic. Și nu poți să o faci decât în reprezentare exclusivă. Și să fii cu adevărat de partea lui. Și la nivel interesele, de bani, interesele. Și la nivel de informații despre locații, și la nivel de ceea ce fac eu ca agent pentru proprietar, ca investiții, ca notițe, tot ce mi-au eu. Oamenii trebuie să vadă ce ai făcut pentru mine, ce vei face, să-mi dai informații precise, să-mi expui peste tot proprietatea. Și nu o faci, că nu rentează, decât dacă lucrezi în reprezentare. Super. Astea, așa,
sumar. Overall, pe scurt, da. Da, dar transparența e clar, doar în reprezentare. Mă gândesc așa că e complicat de rezumat totul în 2-3 minute, ceea ce noi livrăm la training în 3-4 zile. Știi? Da, exact, exact. Da. Da, până la urmă, noi suntem, așa ca poziția în care suntem aici, master francezor, suntem super încântați să vedem că piața din Bacău e una matură datorită vouă. Și modul în care livrați servicii, în care promovați proprietățile, tranzacțiile pe care le încheiați, sunt într-o zonă de maturitate, sigur că avem loc de crescut mult, dar asta e un lucru abia bun pentru toți. Da, abia am început. Da. Și pentru un agent, de ce, în primul rând, de ce s-ar face un, zicem, un aventurier între ale carierei, ar trece în zona de agent imobiliar? Pentru că poți să vii ca agent imobiliar, poți să vii din orice tip de carieră și din orice vârstă, practic. E o afacere sau o profesie accesibilă din orice direcție, nu ai filtre, nu trebuie să fii absolvent de drept sau de medicină ca să poți să profesezi, poți să fii orice. De ce ar veni un astfel de aventurier înspre cariera de agent imobiliar? Și cum vi s-au alăturat vouă, cum ai construit echipa asta faină? Ei au venit ca să ce? În primul rând, așa cum ți-am spus de la început, ca sfaturi care le-aș da unei persoane sau unui apropiat care dorește să intre în domeniul imobiliar. Eu zic ca agent, nu ca proprietar de agenție. Da, imediat revin. E un model de business, trebuie să fii un lider. Ei ne-au luat cumva, adică prin interacțiunea cu postările noastre din social media, interacțiunea de prin oraș, ne-au luat ca pe un model, ca pe niște lideri. Uh-huh. Și liderii sunt urmați. Și se vede din, nu știu, nu trebuie să fii mare priceput sau să ai o dorință, se vede că e vorba de o afacere serioasă. Uh-huh. Și vede că e ceva premium, ceva calitativ, uh-huh, cu oameni de calitate. Și cine nu și-ar dori să intre într-o astfel de carieră, să zic, carieră, da, profesie, să urmeze. Mai mult decât atât, dacă îi se mai oferă și libertate, care nu cred că... Da, vorbim de libertate de program, în primul și în primul de rând. De program. Foarte simplu vorbim. Nu ai limite financiare și asta se vede chiar și la nivel de Bacău, că sunt tranzacții mari. Da, v-ați avut tranzacții și aveți tranzacții mari, frumoase. Da. Ce vrei mai mult? Da. Ai birou, ești numărul 1 mondial. Și național. Și național, bineînțeles. Și local. În Bacău, da. Da. Toate astea pun cap la cap cu oamenii care sunt în interiorul rețelei și atrag alți oameni. Cam așa, da, i-am... Și atras. Ce trebuie să aibă un agent sau ce trebuie să facă? Ce trebuie să aibă, ce trebuie să facă un nou agent imobiliar ca să fie de succes? Adică, cum le zic, oamenii vin la voi, bă, vreau să încerc și eu chestia asta cu agentul imobiliar, ce trebuie să fac ca să am succes? Cel mai important lucru este să ai o dorință foarte mare. Dacă ai o dorință foarte mare să ajungi acolo, noi îți arătăm. Uite, în biroul ăsta am reușit să facem lucrul ăsta. Performanțele astea sunt ale noastre. Aici, în birou. Poți să pui mâna pe succesul ăsta. Exact. E aici, nu? Se e o poveste. Se plimb pereții de diplome. Alea sunt realizările noastre. Dacă îți dorești să ajungi acolo, să ai un program, și dacă vrei putem discuta și de ce program au agenții noștri, să faci parte din office-ul ăsta, o dorință mare de reușită, noi te ajutăm. E un model de business testat pe multe tipologii de oameni, greu se întâmplă să nu reușească cineva. Dacă își dorește. Dacă își dorește foarte mult. Și le dăm așa spiritul ăsta a nostru pozitiv și de reușită și mulți se contaminează și nu mai pot. S-a creat acolo și o efervescență la nivel de birou,
sunt tot felul de este concursuri, și un, exact, premii. Competiția asta care ne ține pe toți. E o competiție faină la da, noi sportiv. În birou. Ne unim, avem mese săptămânale. În fiecare dimineață suntem absolut toți prezenți la cafea la o anumită oră. Wow. Stăm, socializăm. Nu e biroul gol în prima parte a zilei. Mm-hmm. După fiecare se pleacă duce. În... Da, dar... E un colectiv fain, uh-huh. știi? Cred că dacă dorința există, insuflată de ceea ce le povestim noi că pot să realizeze, nu-i mai dă nimic da. Alături. Mai ales experiența mea și știu ce înseamnă să genereze și tranzacții, comisioane, încă de la început și pe asta mă focusez. Se ajut să... Să facă prima să tranzacție facă în prima bănuți. Lună. Pentru că eu am făcut-o în prima zi, într-o wow. oră. Și munceam o lună pentru acea sumă. Echivalentul sumei respective, da. Da, da. Și, wow, am dat drumul la da. Birou într-o oră, am făcut salariul meu pe o lună, aha. nu mai fac altceva. Sky's the limit. Și țin foarte mult să atingă și el. Le aduc așa momeala cât mm-hmm. de cât... Aproape. Să nu fugă. Da. Și o rezolva. După aia devin prins și nu mai pot să dea înapoi. Da. Și ce ar fi cel mai greu în cariera de agent imobiliar? Ce crezi că ar trebui să mă pregătesc eu dacă îmi faci un joc de rol la greu? Adică, bun, tu îmi zici partea frumoasă. Ce o să fie greu de făcut? Mă bucură întrebarea. Am avut de-a lungul anilor greu suplin. am avut, mi-aduc aminte, aproape un an de zile care mi-a fost foarte greu. Cheltuiam comisioanele înainte să le fac. Ah, ok. Era pe datorie. Când băteau palma, eu socoteam. Da, da, da. La mulțire cu trei până la orice. Da. Și... nu îmi păsa, tânăr, da, și erau greșeli fatale. Și dacă nu ești calculat, ordonat pe partea asta, eșuiezi repede. Te refer la administrarea banilor, practic, și să știi să-ți bugetezi, pentru că veniturile sunt instabile oarecum da. Și relativ impredictibile, adică ai un venit fix lunar. Poți să ai un mega venit într-o lună, nu știu, noi luna trecută am avut două tranzacții în Remax, în iunie, în care comisioanele dintr-o tranzacție au fost peste 100.000 de euro. Imaginez că agenția aia se văd câștigător la loto într-un anumit fel și dacă nu ești atent cu cheltuirea banilor, probabil că se sculpă undeva și de asta e important să știi să-ți balancezi. Pe de o parte, partea financiară, da. Care contează foarte mult și nu există neapărat o educație pe partea asta, dar spiritul antreprenorial, eu încerc să îl bag așa pe bucățele cât de cât să-l poată asimila în fiecare afiliat, cât la început ei trebuie să știe că succesul nu e atins ușor. Nu cred peste că noapte, da. Un brand numărul 1 care să fi fost așa dintr-o dată. Da, naște, nu, fiecare are o poveste. Și are o poveste de obicei de aia, melancolică, așa, da. Faină. Știi? Cum eram noi la început. Da, pe vremea mea, știi? Pe vremea mea, uite așa, cunosc, am făcut da. Și prin astea am trecut. Eu cred că tu știi mai bine decât mine ce spun, dar așa este. Succesul ca să ajungi acolo trebuie să fii foarte bătăios. Da, iar așa. Dorința asta trebuie să o ai de la început. Uh-huh. Partea cea mai grea este să faci față unor praguri. Pentru că există o perioadă de trecere. Ești într-o sferă în care reziști, trece o lună, faci cursurile, e frumos, integrare, colegi noi, uh-huh. totul merge. Așa cum spuneam, nu e simplu să vinzi serviciile. Trebuie să fii foarte bun ca să le vinzi. Acel foarte bun nu vine într-o lună, două.
vine în timp. Ce faci în luna asta, două, contează. Aici ține foarte mult de mentor, de broker, de colegii din birou, pentru că noi ne suntem o echipă și așa cum eu sunt umăr la umăr cu tine, toți suntem așa, ne ajutăm. Dar cred că cel mai greu este perioada asta de trecere. Îți vine să te lași la un moment dat, nu neapărat că nu ai făcut bani, că bani poți să-i faci, dar te izbești de niște ziduri. Da, da. Niște nuuri. Da, 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 nuuri în piață, da. Da, pentru că se vede că ești începător. Pic o tranzacție. Te refuză 2-3 care spuneau să te duci, că totul este bine. Și poate nu ești învățat. Unii sunt prea tineri, nu sunt învățați, chiar așa preferă să fie buni executanți decât să își clădească. Alții care sunt la peste 30-40 de ani, probabil că nu vin dintr-un sistem care să li se refuze atât de mult. Și acolo e un hop, un prag. Dacă reușești să treci pragul ăla, și asta cred că e valabil pentru toți, nu te mai oprește nimeni. E ca la bariera de sunet, știi? După ce auzi bubuitura aia, gata, a trecut. Da, da, da. Ăla e pragul cel mai greu și o să vină. Și mai degrabă psihologic decât rațional, așa, emoțional decât rațional. Da. De asta și pregătirea din cursuri și pregătirea mea pe care o dau noi lor intrați. Suportul pe care tu îl dai echipei acolo. Îi pregătim pentru astfel de scenarii. Adică le spunem. Băi, vezi că o să vină un prag în care nu există agent care să nu își fi dorit să se fi lăsat. Da, 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 da. Pentru că nu e ușor. Care au trecut pragul, bineînțeles că au urcat treptele până aici la succes. Da. Lucrul ăsta trebuie să se întâmple an de an. Praguri tot sunt. Dar ușor, ușor te călești și nu te mai doboară. Apropo de pragul spre succes, cât de important e ca acest succes să fie recunoscut? Pentru că noi avem în interiorul Remax, la nivel global, la nivel național, o cultură a recunoașterii prin diplome, evenimente, premii, competiții care să scoată oamenii în față și să îi recunoască pe urmă. Cât de important e să fii recunoscut? Nu puneam accent la începutul carierei, că nu știam așa multe despre... Dar am mai participat la ziua agentului imobiliar pe la București. Da. Ne mai dădea câte un premiu la ce făceam noi pe acolo. Simțeam ceva, dar nu era wow. Ba, e bun. Ai o diplomă, deci, ca la școală. Da, 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 da. E bucură o zi, două, da. De coroniță, da. Pe acolo e. În schimb, dacă ajungi la un anumit nivel și ți este recunoscut, chiar ți se... Da, 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 da. Confirmă asta, știi? Da. Și cred că e cea mai frumoasă senzație pe care poți să o trăiești. Deci recunoașterea, nu doar pentru noi, pentru mine ca broker, este foarte importantă, pentru că validez ceva, ceea ce mi-am propus. Ok, ce ne-am propus pe anul ăsta? Asta. Dacă ajung acolo și mă uitam și la convenție, eu mi-am propus să am 5 agenți în topurile europene. Am avut 5 agenți. Wow! Păi a fost... Asta e foarte important. Pentru mine a fost exact ce trebuie. Chiar am simțit că, băi, ăsta e. Ești pe drum bun. Și că... Și recunoașterea, diplomele astea îți aduc o recunoaștere la nivel național. Eu mă știu cu foarte mulți oameni din rețea. Și mă știu nu pentru că am fost un agent mediocru sau un birou fără rezultate. Pe lângă faptul că mi-a plăcut mie să socializez, să mă împrietenez cu toți, că distracția e distracție, știi? Dar și rezultatele, pentru că nu e doar o relație de prietenie. Noi facem și business împreună. Chiar săptămâna trecută am primit un lead foarte bun de la Brașov. Foarte, foarte bun. Cumpărător, vânzător? Vânzător. Un vânzător. Așa, și un lead de la București. Wow!
am primit de-a lungul timpului și de la Cluj, am primit și de la Arad. Și probabil că ai și dat. Și am și dat, bineînțeles. Dar persoanelor care știu că pot servisa la fel de până bine. La urmă, până la urmă, asta e unul din beneficiile rețelei, știi? Da. Da. Ai oameni buni peste tot. Da. Și nu, recunoașterea asta e importantă pentru noi, pentru că validăm ceea ce ne-am propus, dar o importanță mai mare cred că este pentru cei care intră în rețea. Uh-huh. Mai ales cei tineri care își doresc atât de mult să demonstreze că pot să... mulți nu dau șanse neapărat, părinții, mai sunt care au părinții plecați, ce ai făcut, m-am înscris în imobiliare. Dar dorința lor, ei văd că sfârie și că treaba e bună, dar nu pot să transmită ceea ce văd părinților sau apropiaților. Da. Și când iau diplome și când atunci sunt cei mai fericiți. Da, uite, cei mai motivați. Vezi? Da. Uite, sunt pe scenă. Pot. Da, ne place asta. Ne place să recunoaștem oamenii, ne place să fim recunoscuți, pentru că până la urmă, știi, hrana asta emoțională, de multe ori, poate să chiar bată aia rațional financiară, știi? Și de multe ori recunoașterea asta, că uneori e sub formă unei diplome, cum avem pe acolo, are o poveste în spate care ne încarcă, știi, emoțional și ne motivează să mergem mai departe. Da, domnule, am fost recunoscut ca fiind cel mai bun sau... Ai făcut ceva, da, calitativ. Făcut ceva, da, lăsat da, da, ceva, da, da. Știi? E ca și cum ai scrie o carte. Nu mai contează în câte exemplare. Da. Dacă au citit-o câțiva și are un conținut bun și ești mândru că ai putut să o lași, că e apreciată, știi? E o satisfacție faină. Bun, uitându-ne un pic înspre viitor, să zicem, care e obiectivul vostru pe anul ăsta, pe termen mai lung? Tu ești un om, cum am înțeles de la început, cu experiență largă în domeniu, știi bine piața din Bacău, ești bine ancorat în mediul ăla. Ce vă doriți pentru perioada următoare, dacă aveți... Pentru următorul semestru avem niște cifre care ne-am propus încă de la începutul anului. Vrem să creștem față de anul precedent. Chiar nu ne interesează orice situație ar apărea. Corecții. Nu ne interesează. Avem un plan foarte bine pus la punct. Știm cum să-l atingem. Noi ne-am propus să rămânem în primele 15 birouri la nivel național. Super! Și cred că trebuie să depășim mai bine de 300-350.000 comisioane generate. La nivel de agenți ne-am propus o creștere, dar în același timp să păstrăm ceea ce avem și standardul, să-i facem mai productivi decât sunt. Iar pe termen lung ne-am propus să abordăm și alte tipuri de proprietăți. Pentru că deja proprietățile mari, clienții puternici, prima dată ajung la noi, simțim lucrul ăsta și chiar dacă suntem în Bacău, care e un oraș mai mic față de alte orașe unde există franciză Remax. E mult mai mare decât Onești, de exemplu, unde și acolo avem un francizare, deci e relativ, știi? Și Cluj e mult mai mic decât București, Bucureștiul decât Viena, și uite așa. Chiar m-am întâlnit ieri cu Florin Lupu de la Iași și am zis, mă, mereu vă luăm ca exemplu că Bacău e un oraș mai mic decât Iași, dar dacă voi acolo ați putut, trebuie să facem și noi să meargă. Eu cred că pentru a ne putea menține în primele 15 birouri avem nevoie de clienți mai puternici. Tranzacții mai mari. Da, da, da. Și ne-am reorientat de vreo 3 luni. Semnăm ușor contracte de reprezentare, ne-am făcut proprietăți o altă mai... clientelă. Și vrem să batem recordurile alea. Bravo! Da, noi luna trecută, acum, chiar astăzi am avut un meeting general, nu știu dacă ai apucat să-l vezi. Ne-am bucurat să avem într-un oraș
mediu, mic mediu, Oradea, care e, mă rog, mai mare decât Bacău, dar nu cu mult. Să avem un birou care chiar la început de drum are recorduri. Și să văd că oameni care vin din afara industriei, fără experiență, iau lucrurile așa cum le sunt spuse, predate, aplică și funcționează, știi? Da, și fain, colegii, urmăresc și eu. Asta ne bucură, știi? Ne bucură că model. Practic validează, e tot o recunoaștere, știi? Da. Îi urmăresc, îți dai seama că mă interesează și furăm unii de la alții. Da, asta e foarte important, știi? Să împărtășești, știi? Și energiile și experiențele, asta e. Dar ca să te menții sus, pentru că Remax-ul are o creștere destul de accelerată și noi o simțim. Uh-huh. Și la nivel de dezvoltare, la număr de francize agenți, cât și la nivel de comisioane generate, de proprietăți tranzacționate, da, ca să zic așa. Iar ca să ții pasul, trebuie să... Să-ți tocești pantofii. Da. Și dacă schimbăm un pic abordarea, bineînțeles că nu înseamnă că nu vom lucra și proprietăți, nu știu, până în 102, dar dacă abordăm și proprietățile care ni le-am pus sau care le avem așa în... Eu cred că putem să ținem bine pasul. Da, să dăm niște lovituri din astea mari așa. Da, e nevoie de noi acolo. Da, e nevoie de noi acolo. Ni s-a acolo. Cerut sprijinul... Am ajuns la o maturitate în care putem să deservim la cel mai înalt nivel. Ni s-a dus vestea că o facem bine și că avem succes. Am intrat într-o clasă socială care am validat cumva că putem. Ei știu lucrul ăsta și... Au nevoie de voi, de noi. De noi și de rețea. Da, de noi și de rețea, exact. Pentru că acolo exact. Nu mai e nevoie doar de noi. Da. E nevoie de rețea. Da. Și dacă tot avem arma asta a noastră, care nimeni nu o are, am să o folosim și hai să... Mă bucur tare. Facem business. Noi ne-am propus, ca așa și zice emisiunii 60 de minute cu Remax, ne apropiem de o oră și în final aș vrea să întreb: care e principalul lucru care te ține pe tine aici, așa, în industria asta, în Remax? Că poate că, nu știu, la un moment dat te-ai putea retrage, știi, și pe mine o mai intram unul altul. Ce te face să visezi, să vrei mai mult, să mergi mai departe, să... Am așa răspunsuri foarte clare. Da. Îmi plac foarte mult oamenii. Îmi place să fac parte dintr-o rețea lider. Mă încântă foarte mult. Îmi place să mă dezvolt. Să înveți. Să învăț. Și nu poți să o faci dacă nu ești înconjurat de oameni mai buni decât tine. Da. Și trebuie să ai unde să găsești cât mai mulți, cât mai buni. Și... Că vorba aia, scuze-mă, dacă ești cel mai bun din încăpere, ai o problemă, știi? Exact. Da. Cred că dorința mea de a mă dezvolta, de a atinge măcar 1% din ce ne-a lăsat pe pământ Dumnezeu, aia mă ține, că nu pot să o fac de unul singur, știi? Da. Și aici pot să mă dezvolt. Cred că asta e maxim pentru mine. Mi-e bine așa, dar simt că nu am făcut nimic. Da. Zici că abia m-am încălzit. Vorba unui prieten, sunt recunoscător, dar nu sunt mulțumit. Exact. Da. Sunt recunoscător pentru ce am, dar nu sunt mulțumit, să poate mai mult, să poate mai bine. Nu, ies, nu stau nici în oraș, doar mă vezi că mereu sunt într-o continuă mișcare. Du-te vino, așa, mă întâlnesc cu oameni, stau de vorbă, intru în situații imposibile, rezolv situații imposibile, vreau să mă surprind cât pot cu lucruri, știi, și profesional, și pentru că de asta stăm pe pământ. Fain, foarte fain. Găsim lucruri noi, să ne dezvoltăm ca oameni și Remax îmi oferă toate astea. Bă, mă bucur că am avut discuția asta și că s-a încheiat așa. Așa că mulțumim, fain. Și spor mai departe și să ne ținem reciproc în priză, așa, în provocare. Mulțumim pentru audiență. S-au încheiat astea 60 de minute, au zburat cam repede. Țineți aproape, mulțumim lui Florin că ne-a împărtășit experiența lui de broker, de piață din Bacău
Și ne vedem la următorul episod cu 60 de minute cu Remax.